Aventura lui Lulu în pădure. A fost odată ca niciodată o fată pe nume Lulu. Lulu locuia împreună cu mătușa ei și cu doi veri mândri. Căsuța lor era ascunsă la marginea unei păduri. Lulu era o fată obraznică și nu trecea nicio zi fără ca mătușa să nu se plângă de comportamentul ei. "Ce faci? Unde ai fost?" o întrebă mereu mătușa. Într-o zi Lulu nu și-a făcut treburile din gospodărie, ci a mers să se joace la râu. Mătușa și cei doi veri al lui Lulu fuseseră ocupați toată ziua, deoarece aveau oaspeți pe care trebuia să-i distreze. Vasele se îngrămădeau unele peste altele în chiuvetă, dar nu era nimeni care să le spele. Când a apărut Lulu mai spre seară, mătușa era tare nemulțumită de ea. Lulu a hotărât că nu o va înfrunta. A alergat ca vântul și nu s-a uitat deloc înapoi. Nu-i păsa că alerga prin pădurea unde își aveau casă niște căpcăuni fioroși. Când s-a oprit în sfârșit, Lulu și-a dat seama cât de liniștită era noaptea. Nu auzea decât cântecele greierilor și urăcăitul broaștelor de lângă râu. Luna era în fază de semilună, iar stelele străluceau puternic. Lui Lulu îi se tăiase răsuflarea. A mai hornărit un timp, apoi s-a oprit la o peșteră întunecată și izolată. Nu știa că în aceea era unul dintre locurile în care își petreceau noaptea căpcăunii. În dimineața următoare, Lulu s-a trezit în scomotele unor pași grei. Era un căpcăun care se întorcea de la vânătoarea din pădure. Scuduiturile puternice au dărâmat unele dintre stâncele care formau peretele peșterii. "Ce facem, peștera mea?" a răcnit căpcăunul. Era înalt, cât un uriaș. Avea trei ochi, sași, unul chiar și în frunte. Avea și urechi lungi, care puteau auzi sunetele de la o distanță. "Bună dimineața! Numele meu este Lulu. Îmi cer scuze, dar nu am știut că peștera este casa ta," a spus fetița. "Ce faci în pădurea noastră cea mare?" a întrebat căpcăunul. "Fug de mătușa mea și, dacă îmi dai voie, îmi voi continua drumul," l-a implorat Lulu. Căpcăunul s-a apropiat de ea, a ridicat-o și și-a așezat-o în poală. A tras-o mai aproape de nas și a mirosit-o. Lulu era atât de speriată încât a încremenit, dar căpcăunul o strângea puternic. "Din moment ce sunt sătul, acum te voi cruța. Dar dacă te prind din nou, vei ajunge în tocănița mea," a spus căpcăunul. Lulu s-a simțit ușurată când căpcăunul a pus-o jos. A fugit în peșteră cât de repede o țineau picioarele și s-a îndreptat într-o direcție care o ducea în adâncul pădurii. Pădurea era deasă, dar razele soarelui tot mai pătrundeau printre copaci. "Unde mă aflu?" s-a întrebat Lulu. Se rătăcise și începea să-i fie foame. Lulu a găsit câteva fructe sălbatice. Pe când se așeza să le mănânce, și-a făcut apariția și o femeie bătrână.
nu le mânca. Sunt otrovitoare, a avertizat-o ea. Cine ești tu? A întrebat Lulu. Nu-ți face griji pentru cine sunt eu. Vino în coliba mea și îți dau ceva de mâncare. Convinsă de bunătatea ei, Lulu a urmat-o pe bătrână, apoi în coliba ei. Femeia a pregătit o masă pe care au savurat-o amândouă. Ești departe de casă. Poți să stai aici câteva zile, a spus femeia. Lulu era fericită că avea un loc unde să doarmă. Când s-a trezit dimineața următoare, bătrâna era plecată peste o oală uriașă pusă pe foc. Vorbea cu cineva din interiorul oalei. O, vrăjitoare a tuturor vrăjitoarelor, ce ar trebui să fac cu fata asta? S-o arunc în oală sau s-o dau hrană căpcăunilor? A auzit-o Lulu spunând. Lulu a țâșnit din colibă în viteză, a fugit până când n-au mai ținut-o picioarele și a fost sigură că era la mare distanță de coliba vrăjitoarei. S-a odihnit o vreme sub un copac și, după ce a mai mers puțin, a descoperit un pârâu cu apă curată, din care a băut pe săturate. Lulu a mers mai departe, fără să știe în ce direcție s-o apuce pentru a se întoarce acasă. Orele treceau și în curând avea să se lase noaptea, când a văzut o casă părăsită. A știut că își găsise un loc unde să petreacă noaptea. Înăuntru era întuneric. Pânze de păianjen atârnau pe pereți și peste tot se vedeau chemotoace de praf. Un fior rece i-a traversat șira spinării, dar Lulu nu avea încotro. Trebuia să-și ignore frica. S-a întins într-un loc al camerei și, în curând, a căzut într-un somn adânc. Mai târziu, în acea noapte, Lulu a fost trezită de un vuiet puternic. A fost șocată să vadă în fața ei același căpcăun pe care îl întâlnise mai devreme. În mijlocul încăperii, alți doi căpcăuni erau așezați în jurul unui foc, mâncând și bând. Știau că ne vom întâlni din nou, a spus căpcăunul cu un râs diabolic. Te rog, lasă-mă să plec, promit că mă voi întoarce acasă, s-a rugat Lulu de el. De ce ar trebui să te las să pleci când eu și prietenii mei putem face o mâncare din tine? Cei doi căpcăuni au încuviențat în cap, apoi au izbucnit în râs. Te rog, lasă-mă să fiu slujitoarea voastră în noaptea aceasta. Vă voi umple farfuriile și paharele. Voi face orice îmi cereți, i-a implorat Lulu. Bine, a spus căpcăunul. Atunci mai adune-te băut, i-a ordonat lui Lulu, arătând spre un butoi din apropiere. Lulu s-a urcat pe un taburet pentru a ajunge la butoi și le-a turnat căpcăunilor băutură, așa cum îi ceruseră. După câteva ore, căpcăunii erau beți și râdeau prostește în jurul focului. Lulu s-a strecurat afară printr-o fereastră spartă și a scăpat. A fugit și a tot fugit pe potecele din pădure, până într-un punct
în care se vedea un luminiș. Lulu se odihnea sub un arbore de mango când au trezit-o maimuțele care se legănau în copac. Un fruct de mango suculent i-a căzut în cap și fata s-a bucurat că avea ce să mănânce în timp ce își continua drumul. Mai târziu, a întâlnit un bătrân care s-a oferit să-i arate drumul spre casa ei. Fetițo, de ce rătăcești prin pădure? Te duc acasă, a spus bătrânul cu o voce mieroasă. Lulu nu s-a oprit să-l asculte. S-a îndepărtat cât putea de repede de bătrân. Când s-a oprit din nou să se odihnească, era aproape amiază. Lulu s-a așezat sub un copac în care erau niște păsări. Înainte să poată adormi, păsările au început să se lupte și s-au împrăștiat în toate direcțiile. Nu o să mă odihnesc până nu ajung acasă, și-a spus ea. Lulu a mers până când a văzut semne de viață omenească. Uite și casa mătușii! Era încă acolo, așa cum o lăsase. Când au văzut-o, cei doi veri au alergat să-i spună mamei lor că se întorsese Lulu. A venit înapoi, i-au zis ei. Mătușa a pus căleata de mulți jos și a luat-o la fugă spre Lulu. Nedumerită, Lulu s-a oprit, așteptând să vadă ce avea să se întâmple în continuare. Era pregătită pentru orice. Mătușa a îmbrățișat-o cu căldură. Îți mulțumesc că te-ai întors. Eram îngrijorată, a spus femeia. Lulu era atât de fericită să o audă pe mătușa ei rostind acele cuvinte. Și a cerut scuze că nu ascultase și a promis că va fi de ajutor în gospodărie. Apoi au intrat în casă, iar mătușa a ascultat tot ce trăise Lulu în aventura ei.